Bună ziua și bun găsit la un moment important care marchează continuarea proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii în sănătate de care România are nevoie. Importanța momentului este confirmată de faptul că ne aflăm astăzi aici, la Palatul Victoria, pentru semnarea celui de-al treilea contract pentru construcția unui spital regional. Este vorba despre Spitalul Regional de Urgență de la Craiova. Ne aflăm în prezența premierului României și a miniștrilor sănătății, fondurilor europene și transporturilor. Îi invit la masa de semnare pe ministrul sănătății, domnul profesor universitar dr. Alexandru Rafila, președintele Agenției Naționale de Dezvoltare a Infrastructurii în Sănătate, domnul Adrian Popa, și reprezentantul constructorului, domnul Esen Ilmaz, compania Synergy Construct. Încă o dată, mulțumiri domnului prim-ministru, pe care îl invit să supervizeze semnarea alături de doamna primar a municipiului Craiova, Olguța Vasilescu, și domnul președinte al Consiliului Județean Dolj, Cosmin Vasile. Îl invit pe premierul României, domnul Marcel Ciolacu, să ne spună câteva cuvinte. Bună ziua! După 15 ani în care românii au tot așteptat construirea spitalelor regionale, iată, în nicio lună, acest guvern reușește să spele această rușine națională și să dea drumul în sfârșit construcției spitalelor regionale. Pe 28 februarie, aici, în această sală, am semnat contractele pentru cele două spitale regionale de la Iași și Cluj. Iar astăzi semnăm contractul pentru cel de-al treilea spital regional de urgență de la Craiova. Spitalul regional de la Craiova va deservi întreaga regiune de sud-vest a României și va oferi servicii de asistență medicală de înaltă complexitate, utilizând tehnologie de ultimă generație pentru diagnostic și tratament. Spitalul regional va putea trata peste 800 de persoane pe zi. Îl felicit pe domnul ministru Rafila, întreaga echipă de la minister și pe domnul președinte de la Andis pentru eforturile depuse, mai ales pentru că au înțeles să lucreze serios și să accelereze investițiile în infrastructura medicală. Cele trei spitale regionale de la Iași, Cluj și Craiova vor însemna un pas înainte pentru sistemul de sănătate românesc. Practic, vorbim de o investiție de peste 2 miliarde de euro. Iată cum după 30 de ani acest guvern începe să schimbe lucrurile și în sistemul medical. Avem spitale finanțate prin PNRR și investiții de miliarde de lei în renovarea și deschiderea de noi școli. Și sperăm ca și constructorii să înțeleagă că așteptarea românilor a ajuns la limita puterilor și că este necesar ca termenele de execuție să fie respectate întocmai. Am spus încă din prima zi a mandatului de premier că sănătatea este una dintre prioritățile mele. Și am lucrat alături de echipa de miniștri pentru a debloca nu doar investițiile în sănătate, așa cum am spus, dar și doar în acest an peste 10.000 de posturi în sistemul de sănătate. Pentru că trebuie să schimbăm definitiv fața spitalelor din România și să asigurăm servicii medicale la cele mai înalte standarde. Vă mulțumesc mult!
Mulțumesc, domnule premier. Îl invit pe ministrul sănătății, domnul profesor universitar dr. Alexandru Rafila, pentru a susține un discurs. Mulțumesc frumos, domnule prim-ministru, domnilor miniștri, doamnă primar, stimați colegi. Un moment care încununează munca unei echipe de la Ministerul Sănătății și de la Agenția Națională pentru Dezvoltarea Investițiilor în Sănătate. Le mulțumesc tuturor colegilor care au făcut posibil acest lucru. N-aș vrea să trecem cu vederea un lucru extrem de important și prezența doamnei primar este sugestivă din acest punct de vedere. Realizarea proiectului tehnic al acestui spital a necesitat foarte multă muncă și aprobări din partea primăriei din Craiova și, în mod evident, responsabilitatea pentru sănătatea comunității a făcut, bineînțeles, ca participarea să fie deplină și să putem să devansăm termenul așteptat pentru acest spital regional. În mod evident, consecvența cu care Guvernul României, condus de domnul prim-ministru Marcel Ciolacu, a abordat dezvoltarea investițiilor în sănătate, se vede în sfârșit, pentru că nu se întâmplă doar proiecte legate de spitalele regionale, avem foarte multe proiecte din PNRR, din alte surse de finanțare. Toate aceste proiecte nu sunt blocate, sunt în desfășurare, iar România are în momentul de față o infrastructură spitalicească în dezvoltare rapidă. Ne dorim ca aceste lucruri să fie finalizate și pacienții din România să aibă acces la servicii de sănătate. E vorba despre responsabilitate, profesionalism și foarte multă muncă. Lucrurile astea cred că sunt definitorii pentru Guvernul României și cred că lucrul ăsta trebuie apreciat în consecință de toată lumea. Mulțumesc foarte mult pentru această posibilitate de a aduce câteva cuvinte, câteva lămuriri legate de aceste spitale regionale care, așa cum spunea domnul prim-ministru, după mai bine de 15 ani se fac cu adevărat în țara noastră. Mulțumesc și succes constructorului în realizarea acestui proiect. Mulțumesc! Mulțumesc! Îl invit acum pe ministrul fondurilor europene, domnul Adrian Căciu. Mulțumesc mult, domnule prim-ministru, domnilor miniștri, doamnă primar, domnule președinte, domnilor președinți, domnule președinte Alandis, felicitări! Este un moment care închide o etapă și deschide altă etapă. Practic, în această zi, închidem etapa contractării, pe de o parte, a spitalelor regionale, pentru finanțarea acestor trei spitale regionale, pe de altă parte a contractării execuției pe fiecare dintre cele trei spitale regionale. Este foarte important momentul, pentru că de fapt acesta e un moment de un, sau este timpul pentru un nou angajament, acela ca spitalele regionale să fie realizate în termenele asumate sau dacă se poate chiar și mai repede. Gradul de așteptare este ridicat, domnul prim-ministru a punctat foarte bine. Până la urmă, încrederea cetățenilor se recapătă prin fapte, prin realizarea de investiții. România a trecut la o nouă paradigmă, aceea a realizării de investiții. Dacă etapa de contractare, de angajamente, de găsirea surselor de finanțare a fost o etapă importantă prin care acest guvern a trecut, iată etapa de realizare a investițiilor începe să fie și mai ales în sănătate, unde iar la fel așteptarea este foarte mare. Fac doar o apreciere legată de cifrele legate de investițiile în sănătate, 7 miliarde de euro sunt disponibile pentru investiții în sănătate și aici aș pune în echilibru și în balanță atât banii din PNRR, banii din programul de sănătate, fonduri europene, dar și noul program pe care urmează să-l aprobăm săptămânile viitoare legat de infrastructura spitalicească la nivel de orașe, municipii și județe, în valoare de 2,6 miliarde de euro. Deci bani sau surse de finanțare avem, contractele încep să fie semnate, inclusiv contractele de execuție, ne trebuie foarte multă seriozitate în execuția efectivă și realizarea acestor investiții, de care cetățenii României au mare nevoie. Vă mulțumesc și mult succes! Mulțumesc! Doamna primar, Guța Vasilescu, vă invit să susțineți un discurs. Pentru cei care nu știu, astăzi este ziua Olteniei.
ziua oficială a Olteniei și discutam mai devreme cu domnul președinte al Consiliului Județean, Dolj Cosmin Vasile, ce cadou mai frumos am putea să primim de la Guvernul României decât acest spital regional pe care îl așteptăm de foarte, foarte multă vreme. Așa este, odiseea adevărată a început în urmă cu 15 ani. În urmă cu 10 ani eram foarte aproape, în sensul că Guvernul Ponta de atunci stabilise că CNI-ul va prelua construcția celor trei spitale regionale și ar fi fost foarte bine să fi rămas așa la vremea respectivă. Până acum probabil că am fi avut acest spital construit. Din păcate, în anul 2016 a venit un guvern tehnocrat care a stabilit că mai trebuie să se facă niște studii privind nevoia de a avea aceste trei spitale regionale. De parcă noi nu știam că aveam nevoie de spitale regionale, trebuia să se mai facă niște studii. E bine, până nu s-au finalizat aceste studii, nu a putut să înceapă, propriu-zis, niciun fel de activitate în zona aceasta, astfel încât s-a întârziat foarte mult. Sunt unul dintre puținii primari din România care au construit un spital. De altfel, Spitalul Municipal de la Craiova Filantropia, cu 4 corpuri, a fost primul spital construit după Revoluție de către o autoritate locală, din banii autorității locale, și știam cât durează, în primul rând, partea de documentație, care la Craiova cel puțin a durat peste 2 ani și jumătate, iar construcția propriu-zisă a însemnat 8 luni de zile. Deci știam că va dura mult partea de documentație. De aceea am insistat foarte serios împreună cu domnul președinte Cosmin Vasile și cu ceilalți colegi ai noștri ca să se demareze odată, să se ajungă la această parte de documentație măcar. În anul 2022, domnul ministru al Sănătății Rafila a semnat în sfârșit contractul pentru proiectare, a durat un an de zile. În 2023, iată că s-a terminat proiectarea și a început licitația pentru construcția propriu-zisă. Vreau să mulțumesc domnului prim-ministru, primul premier care își onorează această promisiune făcută Olteniei, pentru că nu este un spital doar pentru Craiova sau doar pentru județul Dolj, este un spital care va deservi întreaga regiune Oltenia, și de asemenea vreau să-i mulțumesc domnului ministru Rafila și echipei inimoase de la minister, condusă de doamna Gafton. Apoi această echipă a fost preluată de Andis și dumnealor vreau să le mulțumesc, pentru că într-adevăr s-au mișcat foarte, foarte repede, astfel încât iată că în această zi ajungem să semnăm contractul de lucrări și chiar dacă suntem ultimii dintre cele trei spitale care semnăm acest contract de lucrări, de fapt suntem primii care vom începe construcția propriu-zisă, pentru că la ceilalți nu s-au terminat încă licitațiile pentru supravegherea lucrărilor. Deci Oltenia e fruntea, orice ar spune toți ceilalți. Și încă o dată vreau să le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil acest lucru, care iată ce frumos a brodit, cum spunem noi oltenii, exact de ziua noastră oficială a oltenilor, să primim acest cadou. Mulțumim frumos!